și pe urmă trecem mai departe în fața scenei, da? Haideți, vă rugăm. A, must? Must, da. Nu credeți că vă dăm altceva. Pâine, pâine cea de toate zilele. Stați întâi la pâine, la noi la pâine de merge. Așa. Bine, ne-am reîntâlnit. Da. Asta o să stau eu puțin. Bună ziua, domnul secretar. Româna, bine ați venit. Bine v-am găsit și să aveți bine în spate. Mamărie! Colegi primari înfrățiți, fie din România, fie din afara granițelor țării, directori de deconcentrate ale județului Constanța, reprezentanți de la ministere, dar spunem noi într-un cuvânt, oameni care iubesc pământul, iubesc roadele pământului și, de ce nu, iubesc oamenii. Pe mine mă bucură tinerețea acestor tineri, tinerețea acestor copii, elevi, care fac parte din ansamblurile din 17 localități ale județului Constanța, dar avem și 5 județe care și-au trimis ansambluri la noi. Fără să spunem de Comuna Capaclia cu ansamblu din Republica Moldova, de Municipalitatea Mahala din Raionul Cernăuți, Ucraina, care au venit cu ansambluri. Avem primari care au venit împreună cu funcționari publici, însă important este că bunul Dumnezeu ne-a dăruit soare, pământul să se zvinte după ce a înghițit câtă apă îi trebuie pentru roadele pământului și expozanții prezenți la cumpăna să poată să aibă vânzare la preț de producător pe măsura cerințelor, nu doar locuitorilor comunei cumpăna, ci și prietenilor acestora. Cum vi se par prețurile? Mari, foarte mari. Cum vi se par prețurile? Rezonabile. Cum sunt prețurile de la an la an? Văd că s-au mai scumpit puțin. Păi dacă a mărit pensia, normal că și prețurile cresc. Ce ați cumpărat? Arbagic. Atât? Asta e singura cumpărătură? Deocamdată ne uităm, nu știm. Mai aveți în plan ceva? Nu, nu, doar privit și după aia. Cum vi se pare? Abia am ajuns, n-am văzut mare lucru. Mă atrage foarte mult pentru faptul că e diversificată, nu... În realitate, așa e de ziua recoltei la noi, e foarte frumos. Prețurile, cum vi se pare? Potrivite. Nu sunt foarte convenabile, dar sunt potrivite. Dacă sunteți localnică, puteți face o comparație, nu? A fost și anul trecut, da, și acum. Da, da, s-a schimbat, da, ceva? Da, da. Unii au prețuri mai mari, unii mai mici, unii mai normale, unii... Într-adevăr, mai. Oferta de marfă cum e? Mai bogată, mai săracă, la fel? Nu, oferta este destul de convenabilă. Vin de fiecare dată cu plăcere în cumpăna și când sunt invitat și când sunt probleme. Știu că aici sunt oameni deosebiți, oameni calzi și vedeți ce zi frumoasă, zi de toamnă, ca sufletul oamenilor din cumpăna. Mă bucur să văd că cumpănenii, cum zice doamna primar Găjiu, sunt aceiași oameni deosebiți. Respecte tradițiile românești, respecte tradițiile dobrogene și o să vedeți ce atmosferă de vis va fi astăzi, în această sâmbătă de toamnă aici la cumpăna. V-ați făcut aprovizionarea de iarnă? Eu mi-am făcut aprovizionarea, nu mă ocup de aprovizionare, se ocupă soția mea, dar presupun că azi voi găsi produsele tradiționale din Dobrogea și vom mai face câteva cumpărături pentru acasă, pentru gospodărie.